La această importantă sărbătoare a cinei Domnului, aș vrea să vă vorbesc despre Mântuitorul nostru iubit, Domnul Iisus Hristos, care a spus ucenicilor să nu vi se tulbure inima și totuși, într-o noapte neagră de joi, inima lui s-a tulburat foarte tare și Biblia spune că s-a mâhnit foarte tare și s-a întristat. Până acolo încât, spune Biblia, a îngenunchiat. Poziția evreului în rugăciune era în picioare, dar bătălia a fost atât de mare, încât Fiul lui Dumnezeu a trebuit să îngenuncheze. Și nu numai să îngenuncheze, spune Biblia, a căzut cu fața la pământ. Și în acea bătălie teribilă în rugăciune, în acest conflict cosmic care l-a avut în rugăciune înaintea Tatălui, spune Biblia că a ajuns într-un chin ca de moarte în rugăciune. Și a început să se roage fierbinte. Și acum ascultați. Și sudoarea îi se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. În medicină există acest fenomen cunoscut hematidroză, în care datorită presiunii psihice, datorită unor emoții intense, porii pielii se dilată și vasele de sânge de desubt, alea subțiri, încep să crape și se amestecă sudoarea cu sângele datorită unei presiuni teribile. Atât de mult ne-a iubit Iisus Hristos încât lupta aceea care a avut-o joia noaptea a fost o luptă decisivă. Și personal cred că Iisus Hristos a câștigat bătălia nu atât de mult la cruce, ci a câștigat-o mai înainte unde? În joia mare. Acolo Iisus Hristos a acceptat deja paharul, a acceptat să bea paharul suferinței în locul nostru, și cu un camp Dumnezeu s-a ridicat și a plecat să împlinească voia Tatălui. Mă gândesc, frați și surori, la liderii lumii de astăzi. Liderii lumii de astăzi sunt totdeauna pe vali, niciodată nu suferă, ei niciodată nu se plâng, îs de oțel. Îmi place că Duhul Sfânt îl portretizează pe Isus Hristos, umanitatea lui și aproape pot să spun fragilitatea lui, arătându-mi un Hristos care nu-i de oțel. Arătându-mi un Hristos care se zbate, care plânge, care se, se întristează, care, 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 se tulbură. Un Hristos care cade cu fața la pământ, are transpirații reci și se roagă înaintea lui Dumnezeu. Și pentru mine asta nu este un semn de slăbiciune din partea Domnului, ci este un semn ca un mare preot în cerul care are milă de slăbiciunile noastre. El însuși, Biblia spune, a fost ispitit în toate felurile, dar fără păcat. Și faptul că și eu ca un mare preot care e sensibil la slăbiciunile mele. Vreau să vă spun că asta mă face să mă conectez cu acest mare preot și anume Domnul Isus Hristos. Lăudați să fie numele Domnului. De ce a avut Isus Hristos această bătălie? Care a fost miza în această rugăciune teribilă care a avut-o în acea noapte neagră, în urmă cu 2000 de ani? Bătălia a fost următoare, miza a fost următoare. Ispita a fost reală, frați și surori. Ispita a fost reală de a nu merge la cruce. Ispita a fost reală ca să nu meargă la cruce. Și dacă vreți să vă uitați în pasaj, Biblia spune așa, Tată, dacă voiești, depărtează de la mine paharul ăsta. Doamne, dacă există altă modalitate, în natura mea umană, nu voia mea, voia ta, dar voia mea ar fi să nu mă duc. Dar, Doamne, nu voia mea, voia ta, dacă nu există altă modalitate, Doamne, fie voia ta, Doamne, nu voia mea. Iisus a fost ispitit de diavolul să nu meargă la cruce. Și iată umanitatea lui, lupta dintre fire și duh. Sigur, firea lui neafectată de păcat, umanitatea lui neafectată de păcatul Adamii. Dar uitați cum spune, nu voia mea. Doamne, chiar trebuie să mă duc. Nu există altă modalitate. Și vreau să vă spun că asta a fost o ispită teribilă din partea diavolului, să-L oprească pe Iisus Hristos, să nu meargă la cruce. Și Fiul lui Dumnezeu se roagă, găsește altă modalitate. Dar dacă nu găsește altă modalitate, Doamne, nu voia mea, Doamne. Doamne, fie voia Ta, Doamne. Uitați-vă de-a lungul vieții lui Isus Hristos și veți vedea că diavolul a încercat permanent să-L oprească pe Isus Hristos să meargă la cruce. Pe muntele ispitirii, a zis, uite, îți dau toată gloria și slava lumii acesteia, fără cruce. Du-te pe scurtătură, închină-te mie. Nu te du la cruce. Pentru că diavolul știa că acolo rezidă mântuirea oamenilor. Dacă Isus ajunge să stea pe cruce până la capăt, lumea va fi mântuită. Și Isus Hristos îl respinge și zice, înapoi a mea satano. Numai Domnului Dumnezeului tău să te închin și numai lui să-i slujești. La doi ani distanță, Isus Hristos spune, fiul omului va fi dat în mâinile fariseilor, va fi bătut, va fi scuipat, a treia zi va învia și Petru le-a deoparte și satana vorbește prin el și zice, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Și Iisus îl mustră cu apelativul, înapoi a mea, satano, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Ajunge în ghețiman, din nou ispita aia, Doamne, chiar trebuie să mă duc, ajunge pe cruce. Și când a ajuns pe cruce, diavolul zice, da, dacă îl pot da cumva jos de acolo. Și diavolul vorbește prin tâlharul ăla de pe cruce și zice, dacă ești fiul lui Dumnezeu, hai, dovedește, dă-te jos de pe cruce. Arată că ești Mesia. Pentru că diavolul nu voia ca Iisus Hristos să stea până la capăt. Că dacă stătea până la capăt, mântuirea noastră era nulă. Dar slăvi să fie Domnul că Iisus a rămas până la capăt. Șase ore pe cruce. Și apoi a strigat cu un glas tare. S-a isprăvit, Tatăl, mâine tare, mi Duhul. Toată viața lui Isus Hristos. Pe diavolul nu l-a supărat atât de mult că Isus a făcut vindecări. Sincer vă spun, dacă Isus Hristos nu murea pe cruce și nu via, pentru mine Isus era un nene. Eu nu puteam să mă închin înaintea lui. Ce folos să știu istoric că Isus a vindecat bolnavii? So what? Dacă pe mine mă lăsa mort în păcatele mele. Dar pentru că știu că Isus Hristos nu doar că a fost un mare vindecător, Isus Hristos este un mare mântuitor care a murit pentru mine. Și pentru că a murit pentru mine, asta înseamnă viață veșnică. O, lăuda să fie Domnul! Ispita asta a fost teribilă, asta a fost miza, nu te du la cruce. Din momentul în care a început să lucreze pe pământ și până la capăt, ispita a fost teribilă în așa fel încât spune Biblia, a transpirat, s-a mâgnit. Și Biblia spune, a căzut cu fața la pământ, frați și surori, când mă uit la viața de rugăciune a lui Isus Hristos, mi-e rușine de viața mea de rugăciune. Uitați-vă cum se ruga Iisus Hristos pe pământ. Cel care nu avea niciun păcat, ispitit în toate felurile, presiuni demonice, în joia mare, ca să nu meargă la cruce. Uitați ce zice vrei 5 cu 7, Biblia spune așa. El este acela care în zilele vieții sale pământește, aducând rugăciuni și cereri cum? Zice stare. Zice stare, frați și sorori. Cu strigăte mari și cu lacrimi. Cum se ruga Iisus Hristos? Nu numai în Ghețiman, ci în zilele vieții sale pământești, ca mod de viață. Cum se ruga? Când venim la rugăciunile noastre, ora noastră de rugăciune, cred că într-o oră de rugăciune ne rugăm 7-10 minute maxim. Restul numai cântăm, cântăm, cântăm și iar dăm îndemnuri. N-avem duh de rugăciune! Uite la Iisus care era fără păcat, cu atât mai mult. Cum ar trebui să mă rog eu? Sunt un simplu amator față de cel care s-a rugat și a căzut cu fața la pământ parcă îl văd întins pe burtă, rugându-se înaintea tatălui, tată, depărtează, găsește o altă modalitate. Dar, Doamne, nu voia mea, ci voia ta. Ispita a fost teribilă de a nu merge la cruce. Diavolul a vrut să-l oprească. O lăuda să fie Domnul ca stat în rugăciune și a biruit. Binecuvântat să fie numele Domnului. Am văzut care este miza. Miza acestei rugăciuni extraordinare de acerbe între lumea celui rău și lumea Duhului Sfânt. Dar de ce n-a vrut Iisus Hristos? De ce a ezitat Isus Hristos să meargă la cruce? Păi crezi că lui Iisus a fost frică de cuie? Crezi că i-a fost frică de bicele romane? <laughs> Era frică de cuie, vreau să vă spun că mântuitorul nostru, mântuitorul nostru ar fi fost foarte slab. Pentru că au fost ucenici de-a lungul istoriei care au suferit fizic mai mult decât Iisus Hristos, fizic vorbind. Nu putea Iisus Hristos să fie mai slab decât ucenicii lui care au murit martiri. Atunci, de ce a ezitat? De ce s-a rugat de trei ori, Tată, depărtează de la mine paharul? Totuși nu voia mea, ci voia ta. Care a fost ezitarea? De ce a ezitat Iisus Hristos atât de mult să meargă la cruce? În acea noapte neagră de joi. Pentru că acolo era vorba de un pahar care trebuia să-l bea. Și paharul ăla însemna judecata lui Dumnezeu. Și în paharul ăla era toată furia lui Dumnezeu asupra tuturor păcaturi, o trecute, prezente și viitoare. Și Iisus Hristos trebuia să se identifice cu păcatele și să experimenteze mânia lui Dumnezeu. Și Isaia vine și spune în Isaia 5, cu 10 că Dumnezeu a găsit cu cale să zdrobească pe Fiul Său prin suferință. Da, știa că mânia lui Dumnezeu care trebuia să se reverse asupra lumii întregi o va sucativa El în trupul Său pe lemn. Și mai știa ceva, Că timp de trei ore pe cruce, relația lui cu tatăl se va întrerupe. el Eli, lama Sabactanii. Lui era groază, nu de cuie. Și de faptul că, cum să nu mai am eu părtășie cu tatăl? El n-a fost niciun moment în viața lui, pe pământ, să n aibă o părtășie perfectă cu tatăl. Dar știa că atunci când va fi pe cruce, ochii lui Dumnezeu, Habacuc 1 cu 13, Biblia spune că sunt așa de curați, că nu poate să privească răul. Și știa că Iisus Hristos se va încărca el cu toate crimele, cu toate curviile, cu toate păcatele. Se va încărca și ochii lui Dumnezeu se vor întoarce de la el. Și părtășia cu tatăl se va întrerupe. Și trei ore va striga el, el, la masă Eu nu vreau să fiu despărțit de tine. Asta a fost groaza. Paharul judecata lui Dumnezeu, furia, ruperea părtășiei cu tatăl. Și, Doamne, cum să experimentez așa ceva? Nu-mi frică, Doamne, de roman, nu-mi frică de cuie. Dar eu nu vreau să fiu despărțit de, de tine nici măcar o secundă. Și cred că asta, frați și surori, ar trebui să indice spre gelozia noastră care trebuie să o avem față de părtășia cu Tatăl. Lăuda să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. 2 Corinteni 5 cu 21 Biblia spune așa. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat. Asta e groază. El care n-a păcătuit, se încărca cu toată mizeria, cu toate spurcăciunile lumii. Și Tatăl își va întoarce fața. Judecata lui Dumnezeu va veni asupra lui. Îl va zdrobi. Ca noi, prin credință, să devenim neprihănirea lui Dumnezeu. Și el se roagă, Doamne, nu există altă modalitate de a mântui lumea? Iar trebuie, Doamne, toată mânia și furia ta să vină asupra mea. Trebuie, Doamne, să se întrerupă relația cu tine. Doamne, dar nu voia mea, Doamne. Dacă nu există altă modalitate. Doamne, fie nu voia mea, fie voia ta. Frați și surori. Atât de mult ne-a iubit Domnul Isus. Atât de mult ne-a iubit Domnul Isus Hristos, încât a acceptat ca mânia lui Dumnezeu să vină asupra Lui. Vreau să vă spun că în teologia ortodoxă nu există ideea de justificare sau îndreptățire prin credință. Ei nu cred în așa ceva. Pentru ei Iisus Hristos a fost un exemplu de iubire care a stat pe cruce. Da, sigur, și noi credem asta. Adică ei nu cred că Dumnezeu nostru e mânios. Cu Dumnezeu nostru e mânioși și, și, și la a pedepsit pe fiul său. Nu! Noi trebuie să intrăm într-un dialog al iubirii cu Dumnezeu. Amin, credem asta. Dar, dacă scoți elementul de mânia lui Dumnezeu, nu mai înțelegi doctrina înspășirii. Ce folos? Ce folos să vorbești de dragostea lui Dumnezeu dacă nu vorbești de mânia lui Dumnezeu? Uitați ce zice Biblia în Roman, capitolul 3. Roman, capitolul 3, Biblia spune așa, versetul 25 pe El, pe Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui. Zice stare, o jerfă, ispășire, gata. În ce e jerfa asta? În sângele Lui. Exact este tipic Vechiului Testament. În Vechiul Testament, dacă cineva păcătuia, trebuia să aducă mielul. Și preotul spunea omului, stai aici, ce ai făcut? Păcatul ăsta și păcatul ăsta, nu stai aici. Și lua cuțitul și tăia gâtul mielului. Și în momentul ăla, mielul își dădea ochii peste cap, tremura. Și preotul se uita la el și zicea, așa trebuia să plătești tu. Dar mielul ăsta acoperă păcatul. Ți-i spășit păcatul pentru că Dumnezeu vede sânge, plata păcatului moarte. În același fel vine Isus Hristos. Și mânia lui Dumnezeu care trebuia să cadă asupra mea. Spune Biblia că mânia lui Dumnezeu a venit asupra lui Hristos și prin credință în sângele lui, când Tatăl vede sângele lui Hristos, el este jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Atât de mult a iubit Dumnezeu. Frați și surori, Dumnezeu nostru s-a mâniat și Dumnezeu nostru și-a stins mânia în moartea Fiului Său. Și acum ascultați mai departe. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte, versetul 25, să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire ca să-și arate dreptatea, să-și manifeste dreptatea prin care plătește păcatul prin moartea lui Hristos, că și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea de lui răbdări și versetul 26. Pentru că în vremea de acum să-și arate dreptatea prin faptul că Hristos moare în locul meu, așa astfel încât să fie neprihănit și nimeni să nu spune, Doamne, Tu nu ești drept, Tu i-ai iertat pe gratis, nu uite-te că-s drept, am plătit prin Fiul meu și totuși să mă socotească pe mine drept și neprihănit pentru că cred în Isus Hristos. Dumnezeu trebuie să rămână drept în fața lumii și față de El însuși. Și dreptatea asta de ce și-a manifestat-o prin sângele ispășirii. Da, mânia lui Dumnezeu a fost topită în sângele ispășirii. Și el rămâne drept și în fața iadului și în fața îngerilor. Uitați că nu pot ierta pe gratis. Plata păcatului moartea. Uite de acolo. Mânia mea s-a stins în jertfa lui Hristos. Și Isus Hristos ne socotește pe noi drept prin faptul că am crezut în El, lăuda să fie Domnul. Frați și surori, aceasta este minunea minunilor, că Dumnezeu m-a iubit atât de mult încât Fiul Său a plătit El păcatele mele și a stins mânia Lui Dumnezeu ca eu să intru într-o relație de dragoste cu Dumnezeu Tatăl, lăuda să fie Domnul. Amin? Când aud pe unii teologi de doi bani, o, oh, înseamnă că tatăl și-a abuzat fiul pe cruce Când aud că pun întrebări de genul ăsta Îmi dau seama că oamenii ăștia niciodată n-au luat păcatul în serios N-au înțeles dreptate ura lui Dumnezeu față de păcat Pentru că crucea, frați și soror, în primul rând nu este un simbol al dragostei lui Dumnezeu Crucea, în primul rând, este un simbol al dreptății lui Dumnezeu Al urii lui față de păcat Uite de cât de mult am, am urât păcatul Încât fiul meu, cel care n-a avut păcat, s-a făcut el păcat Că zice Biblia că după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa fiul omului va fi înălțat. Spuneți-mi, cum Iisus Hristos se aseamănă cu un șarpe? Da, șarpele este simbolul păcatului. Și el va deveni acolo simbolul păcatului. El se va încărca cu păcatele noastre. Ca eu crezând în el, să am viață veșnică și apoi să gust iubirea lui Dumnezeu. Atât de mult mai bine Dumnezeu. Asta a fost groaza. Asta a fost bătălia teribilă în joia mare, încât Hristos a căzut cu fața la pământ și a zis, Doamne, știu ce mă așteaptă. Dar, Doamne, dacă găsești altă modalitate, Doamne, fie nu voia mea, ci fie voia Ta. Vă aduceți aminte când fiii lui Zebedei au venit, mama lor a zis, Doamne, zi la unul să stea la stânga, unul la dreapta. Și Iisus zice, voi nu știți ce cereți, puteți voi să beți paharul care am să beau eu? Și eu au zis, putem, și Iisus nu a contrazis. Ce pahar au băut ucenicii ăia? <coughs> paharul care l-au băut ucenicii, Ioan, frații lui, ucenicii Domnul Iisus Hristos, n-a fost paharul pe care l-a băut Hristos. A fost paharul martirajului. A fost paharul suferinței. Nici de cum. Oamenii ăștia n-au băut ei paharul mâniei lui Dumnezeu. Ăsta noi nu-l putem bea. Noi aici știți ce bem? Noi nu bem paharul mâniei lui Dumnezeu. Ăsta l-a băut Hristos odată pentru totdeauna. Eu aici beau paharul izbăvirii, paharul salvării. Când mă uit la sângele lui Hristos, când mă uit la mustul acela, îmi dau seama că eu nu mai gust mânia lui Dumnezeu. Eu, mă, eu sunt beneficiar al noului legământ făcut în sângele Lui și spun Te laud, Doamne, că eu nu mai gust mâniea Ta. Hristos a plătit pentru mine. Eu înalți paharul salvării al izbăvirii pentru că eu sunt copila Lui Dumnezeu. Slăvi să fie Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul. Noi nu putem bea paharul mâniei Lui Dumnezeu. Hristos a plătit penal păcatele noastre. Ca noi astăzi să bem un pahar al salvării. O, lăudați să fie Domnul. De aceea, evangelistul Luca vine și spune unul, Luca 1 cu 4 și spune așa, Teofile, s am înșirat unele lucruri, unele după altele, nu doar ca să vezi istoric lucrurile, ci ca să poți cunoaște temeinicia, profunzimea învățăturilor. Nu doar să citești din Biblia așa, ci să înțelegi cât de cât profunzimea, temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Frașii și surori, suntem aici la această minunată sărbătoare, să ne aducem aminte că Fiul lui Dumnezeu a băut paharul. Și bătălia a fost, Doamne, să accept paharul sau să nu accept. Lăuda să fie Domnul că El a acceptat paharul. Binecuvântat să fie Domnul. Amin? A treia întrebare și ultima. Care a fost miza? Ispita a fost reală de a nu merge la cruce. De asta a fost bătălia atât de puternică. De asta a transpirat Iisus Hristos. De ce a ezitat Isus Hristos? Pentru că era vorba de un pahar și paharul înseamnă mânia, judecata lui Dumnezeu. Și el a zis, Doamne, nu există altă modalitate. Părtășie întreruptă cu Tatăl. Spurcăciuni pe care el trebuia să se identifice cu ele. El care n-a cunoscut, era o groază. Cum să mă identific cu ele? Dar Dumnezeu trebuia să rămână drept ca să ne poată socoti pe noi drept și ne prihăniți prin credința în Hristos. Și a treia întrebare și ultima. Care a fost arma cu care Iisus Hristos la a pe satana. Care a fost arma cu care Iisus Hristos a biruit ispita asta teribilă de a nu merge la cruce? Și răspunsul este rugăciune. Rugăciune. Uitați ce zice Biblia. Versetul 39. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ce obicei avea Iisus Hristos? Zice stare. Să se roage. Credeți-mă că falimentele noastre din viața de credință este că nu avem obiceiul ăsta. Nu mai rugăm. Biserica din Micalaca, o dată pe lună, duminica, am înțeles că are oră de rugăciune, s-a pus pe genunchi o oră. Frate, stai pe genunchi. Rugăciune. Nu uită 10.000 de cântări. Rugăciuni. Și iată pe Iisus Hristos. Se roagă. Eu știu că noi, bisericile noastre de astăzi, am scos în genunchiarele. Mi-mi place să mă rog pe genunchi. M-am picioare, ne rugăm. Nu-i rău, mă bucur că fratele Dinu ne-a pus pe genunchi astăzi. Ar trebui să ne rugăm mai mult pe genunchi. ne am domnit. Vrem spații. Iată-l pe Iisus Hristos care a îngenunchiat. Și se roagă, și se roagă, și duce bătălia pe genunchi și se aruncă pe burtă cu fața la pământ. Ăsta e Domnul meu, așa, așa a mijlocit El pentru mântuirea mea. Și spune Biblia, când a ajuns la locul acela, unde? În grădina Ghețimani. Care era unde? Era la poalele muntelui, o grădină mică cu arbuști. <coughs> Acolo a intrat Iisus Hristos. Foarte interesant, frate și soroc, că istoria lumii începe cu o grădină. În care Adam și Eva au păcătuit într-o grădină. Istoria lumii se sfârșește tot cu o grădină. Apocalipsa 21 și 22, în care grădina cetății de sus. Și între cele două grădini, grădina Edenului și grădina cetății cerului, există grădina Ghețiman, în care Isus Hristos a avut bătălia să accepte sau să nu accepte paharul. Trei grădini. Și Ioan vine și spune că atunci când a mers în grădină, după ce a ieșit din camera de sus, a, tre a trecut valea Chedronului. Parcă Ioan vrea să ne amintească următorul lucru. În urmă cu câțiva ani, cu câteva mii de ani, a fost un împărat pe nume David, care, prigonit de fiul său Absalom, a trecut Valea Chedronului și el. Iată doi împărați fără tron. David fără tron, Iisus fără tron. David fără popor, ci doar cu apropiații Iisus Hristos, doar cu prietenii. Poporul nu a înțeles. Și iată cum trece și el. Acest împărat fără tron trece și el valea Chedronului și ajunge unde? În grădina Ghețimane. Și acolo Iisus Hristos a început să se roage. Și s-a uitat la ucenicii lui și a zis, dar rugați-vă și voi să nu cădeți în ispită. Ăștia au dormit. Pentru că dacă nu te rogești o jucărie în mâna diavolului. Ascultă-mă, tu nu poți să te bați cu duhurile cu muzică. Tu nu poți să te bați cu duhurile că, știi, ai așa un boost de emoție. Așa îți vine emoție. Nu poți, ascultă-mă, cu duhurile nu te poți bate decât dacă îngenunchești și mărșăruiești pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. New levels, new devils. Noi nivele de autoritate, noi nivele de ungere, noi atacuri mai puternice și n cum să reziști dacă nu te rogi. Și Iisus Hristos zice, rugați-vă să nu cădeți în ispită. Pentru că Iisus știa un lucru. Știa că vor veni Evenimentele, când ucenicii se vor uita la Isus, am lăsat totul, am urmat. Am crezut că e Mesia și uite-te cum e ca o jucărie în mâna soldaților, uite-te ce bătaie primește. Oare, oare nu a avut dreptate farisei că e un impostor? Dar da, da, cum să fie bătut? Rogă-te să nu cazi ispită! rogă-te să nu te lepe, să crezi că eu sunt Domnul și Dumnezeu. S-au rugat? Nu s-au rugat. Au căzut toți! Toți! Iisus se roagă și biruie. Ăștia dorm și nu se roagă și când vine ispita, toți îl părăsesc. Pentru că nu poți să biruiești în vremea încercării și în vremea ispitei dacă n-ai lui pe genunchi. Iisus Hristos deliberat alege să se roage, să lupte cu toate cohortele diavolului și este biruitor. Frați și surori, roagă să nu cazi în ispite. Ispita va veni. Testele vor veni. Încercările vor veni. Dar știți ce trebuie să facem? Să începem, frați și surori, să ne strângem telefoanele, să scoatem totul din priză și să începem să avem un timp regulat de rugăciune înaintea Domnului. Nu reziști. Nu reziști. Ascultați-mă. Nu rezistăm fără rugăciune. Și iată pe Fiul lui Dumnezeu. În toată bătălia asta, când a ajuns la climax, când pare că voia să cedeze și când bătălia era așa de cumplită, știi ce face Dumnezeu? trimite un înger să-l întărească. Evrei 2 cu 7 spune Biblia că el a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii. Și iată acum un slujitor al lui Hristos care vine să-l întărească pe stăpânul lui. Și a venit un înger să-l întărească. Pentru că ascultă-mă, când simți că nu mai poți tu, îți trimite Dumnezeu îngeri să te întărească. Îți trimite Dumnezeu puteri de sus. Dacă stai în rugăciune, ascultă-mă. Când simți că nu mai ai aer și simți că apa vine până aici, ascultă-mă. Are Dumnezeu îngerii lui care vin să te întărească. Larry Crabb, în una din cărțile lui extraordinare și anume vise năruite spunea următorul lucru. Încerca să <coughs> să-și imagineze. adică că Domnul a trimis un înger în grădina Ghețimani și a zis așa, Gavrile, în urmă cu 34 de ani, te-am trimis la Maria să-i spui că l va naște. Acum te trimit din nou pe pământ, dar de data asta la muntele măslinilor, la Isus. Pleacă acum, pentru că fiul meu plânge. Pleacă acum, fiul meu plânge. Îngerul a plecat și l-a întărit pe fiul lui Dumnezeu. Nu știm ce a spus. Dar în fapte 1, unde știm că Isus a înălțat tot de pe muntele măslinilor. Zaharia, capitolul 14 cu 4, unde Biblia spune că la venirea lui va pune piciorul tot pe muntele măslinilor. Se pare că îngerul ar fi șoptit Domnului prăbușit sub povara suferinței, ceva de genul. Ascultați, un dialog imaginar. Ce ar fi spus îngerul acesta lui Hristos? chiar pe locul acesta, unde țărâna îți primește acum lacrimile, te vei înălța în curând la tatăl tău. Tot ce așteaptă cu nerăbdare să te întorci acasă. Îl vei auzi atunci pe tatăl spunându-ți, ai făcut o lucrare bună. Tu ești fiul meu prea iubit, sunt deplit mulțumit de tine. Iar apoi cu lacrimile brăzdându-i și mai mult, Poate că îngerul i-a spus, și chiar în acest loc unde țărâna se amestecă acum cu lacrimile tale, te vei întoarce într-o zi, Zaharia, să distruși pe toți vrăjmașii tatălui tău. Apoi toți cei din cer și de pe pământ vor cânta de bucurie și orice genunchi se va pleca înaintea ta. Acum durere, atunci bucurie. Pentru bucuria care era pusă înainte, spune Biblia, el a suferit crucea a disprețuit rușinea și șa de la dreapta lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, știu că e greu acum, dar tot pe terenul ăsta te vei înălța odată la ceruri, în prezența ucenicilor, încă puțin. Și tot pe pământul ăsta, unde lacrimile tale se amestecă cu țărâna, piciorul tău va pune din nou aici, pe locul acesta, și vei judeca lumea. Frați și surori, suntem de partea asta veșnicie într-o lume căzută unde există atâta suferință. Dar indiferent de suferința care o experimentăm, trebuie să avem îndrăsneala să spunem ca Iisus Hristos, Doamne, nu voia mea, ci voia Ta, Doamne. Și s-ar putea să nu înțelegi niciodată de ce Dumnezeu îți îngădie paharul acela și pur și simplu trebuie să faci un act al credinței în care să zici Doamne, mă abandonez, Doamne. Mă abandonez în brațele tale. Știu că tu nu irosești suferința, că toată suferința care o îngăduie asupra copiilor tăi lucrează spre un bine veșnic și chiar că nu înțeleg, nu mai cer justificări, nu mai vreau de ce Doamne. Doamne, pur și simplu mă abandonez și zic, Doamne, nu voia mea, ci voia ta. Și eu, Doamne, că ai putea lua într-o secundă boala suferința, Doamne dacă o faci slavă ție, dar dacă nu o faci, Doamne Dumnezeule, și vrei să o duc toată viața, Doamne Dumnezeule, inima și carnea să mi se prăpădească, dar tu vei fi totdeauna stânca inimii mele, Doamne. Asta vrea diavolul, să-ți pierzi credința în Dumnezeu. De, ce nu gădui Dumnezeu? Dar de ce nu gădui Dumnezeu paharul ăsta? Nu ești tu copil al lui Dumnezeu. Mă uit aici la fratele Doru Drugaș. Un om care și-a dat rinichiu ca fiul lui să trăiască. Și-a donat rinichiu. Și copilul îi vede 20%. Am vorbit ieri cu el. Cum? Există răspunsuri. Și ce trebuie să faci? În momentele alea ce să faci? Să spui, Doamne, nu voia mea, ci voia Ta, Doamne. Adam în grădina Edenului s-a răzvrătit, Hristos în grădina Ghețiman s-a supus. Fie voia Ta, Doamne, Dumnezeule. De ce se nasc copii cu sindrome? Și cum, Doamne, are de pe borșul lui, Doamne, n copii sănătoși și eu am stat lângă tine, Doamne, și se n copii cu probleme. Unde-i dreptatea ta? N-am răspunsuri la toate astea. Dar trebuie să te duci într-o bătălie înaintea lui Dumnezeu, ca Iisus Hristos, să spui, Doamne, chiar dacă nu înțeleg, Doamne, tu nu le-ai suferință fără niciun scop, Doamne. Doamne, Dumnezeu le mă prăbușesc, și zic, Doamne, voia ta, mă abandonez, Doamne. Nu vreau să intru în răzvrătire ca Adam. Vreau să fiu ca Hristos, să mă supun voitale. tale. Tu ai un scop. Și dacă nu-l înțeleg toată viața asta, pur și simplu, mă încred în tine, Doamne. Și trebuie să avem pasul ăsta credinței, frați și surori, ca Iisus Hristos. Se întâmplă lucruri, Dar, dar de ce odată dat celula aia canceroasă? De ce a explodat în sora sau în fratele? Și s-ar putea să mor de cancer, da. Că Dumnezeu nu promite neapărat că te vindecă. Dar aceeași putere care l-a înviat pe Hristos din mormânt și l-a scos din mormânt, Aceeași putere care l-a ținut pe Hristos pe cruce, aceeași putere te va scoate din mormânt odată. Și va face ca visele care le-ai avut să se împlinească pentru o veșnicie întreagă. S-ar putea să nu înțeleg niciodată. Dar, Doamne, dacă vrei paharul suferinței, Doamne, Dumnezeu le accept. Soțul te trădează, soția te trădează, prietenii te trădează, nicio problemă. Iau paharul, Doamne, și spun, eu de tine nu mă las, Doamne. Voia ta, nu voia mea. Învață-mă să înfăptuiesc voia ta. Doamne, ai milă de noi, lăuda să fie Domnul. Indiferent prin ce treci, frate și soră. Indiferent prin ce crize existențiale. De ce? Cum? Uitați-vă, Iisus Hristos a avut bătăliile astea. Hristos le-a avut pe toate. Și ce a făcut? Le-a dus înaintea Tatălui. S-ar putea ca Tatăl să nu-ți spună de ce și să nu-ți ia problema. Să nu-ți ia boala. Dar ce trebuie să faci? Să te prăbușești. Să spui, Doamne, învață-mă să-mi făptuiesc voia ta. Voia ta, nu voia mea să se facă, Doamne, în viața mea. Frați și surori, trebuie să ajungem la acel moment în viață, încât să luăm mâna de pe hățuri. Noi suntem aroganți, așa e felul nostru. Adam ne-o da natura asta veche și vrem să controlăm tot, tot. No? Noi să fim în control. Și Domnul zice, ascultă-mă, atâta timp cât vrei să fii în control, te vei chinui. Și ce trebuie să faci? Ia mâna de pe destinul tău și spune: Doamne, al tău sunt, tu ești mai mare, tu ești mai deștept, voia ta e bună, plăcută de desăvârșită. Nu înțeleg, Doamne, cum e bună voia ta în suferința asta, care nu am răspuns la de ce, Doamne. Dar, Doamne, Dumnezeule, chiar dacă nu înțeleg, tu nu ești dator să-mi dai răspuns. Și zic, Doamne, nu voia mea, ci voia ta. Dacă vrei să trec pe acolo și dacă nu vrei să-mi să iei durerea sau problema 50 de ani de zile, nicio problemă, Doamne. Vreau să te onorez cu credința mea. Și crede-mă că credința asta onorează cerul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va spune, l-ai văzut pe robul meu. La alții Dumnezeu le ia problemă. Prin credință unii au făcut, dar alții prin credință au fost iați în două cu strău, nu? Prin credință au stins gurile leilor, da, dar alții prin credință au privegit toată viața, spune Biblia, prin pustiuri. Unii prin credință, alții prin credință au rezistat 50 de ani în ispite, în dureri, în boli. Și Dumnezeu și-a primit slava. Nu știu cum va lucra spre binele tău, dar ascultă-mă, dacă există suferință continuă în viața ta, ascultă-mă. Nu ce da. Abandonează-te în mâna lui Dumnezeu. Pentru că vine vremea răsplătirii. Voia lui Dumnezeu e bună, chiar dacă nu ți-o pot explica matematic. Voia lui Dumnezeu e bună, plăcută și desăvârșită. Și ce să faci? Ia mâinile de pe hățuri. Abandonează-te în brațele lui Hristos. Și spune, Doamne, și dacă smochinul nu va înflori și visa nu va da niciun rod. Și dacă nu voi înțelege toată viața, Doamne, eu mă voi bucura în continuare în Tine. Eu cred că asta e o chestie de maturitate. Să termin cu întrebarea asta dureroasă, de ce? Că Dumnezeu nu are dreptul să spună, nu are obligația să spună de ce și să spui, Doamne, dacă asta e modalitatea, dacă asta e crucea, dacă pe aici trebuie să trec, Doamne Dumnezeule, Doamne, atâta spun, ca Iisus Hristos. Nu mă răsfrătesc, e ok. Zâmbesc printre lacrimi, dar mă duc înainte și spun, Doamne, e ok că îmi dai paharul ăsta, Tu știi de ce, Tu știi de ce nu iei presiunea, dar, Doamne Dumnezeule, voia Ta, nu voia mea. Mă rog ca Dumnezeu să găsească aici bărbați și femei cu aceeași atitudine pe care Iisus Hristos a avut-o. Indiferent prin ce treci, că s-ar putea într-un mod involuntar să intri în anumite probleme. Ca și ucenicii, nu erau acolo, involuntar, eu chemat Iisus, să intri în anumite probleme. Să spui, Doamne, eu de Tine nu mă las. Doamne, voia Ta o accept orice ar fi. Și astăzi, la ceasul acesta de sărbătoare, <coughs> mă rog ca toți care suntem aici, să ne apropiem de paharul izbăvirii, mulțumindu-i că El a luat paharul mâniei, ca eu să iau paharul salvării lui Hristos. Și să spun, Doamne, le au, că ai acceptat. Doamne, când iau paharul ăsta, îl salvat, indiferent prin ce trec, Tu mi-ai spus că vei fi cu mine în toate zilele. De aceea mă încred într-un Iisus care controlează totul. A Domnului să fie toată gloria și slava, de acum și până în veci. Amin.